Culturistul șimleoan Tocăi Ferenc a obținut medalia de argint la Cupa României desfășurată sâmbătă la Sâncraiul de Mureș, în timp ce instructorul acestuia, Ioan Laszlo, s-a clasat pe poziția a treia. Pentru cei doi culturiști de la Clubul Sportiv Gold Gym Șimleu Silvaniei a fost ultima competiție din acest an, ediția din acest an a Cupei României, având loc pe scena Casei de Cultură a localității Sâncraiu de Mureș. Și-au anunțat prezența la acest eveniment 58 de sportivi, însă la cântarul oficial dinaintea competiției s-au prezentat 47. La fel ca la campionatul național din luna septembrie, Agenția Națională Antidoping și-a anunțat prezența și la Cupa României, acesta fiind probabil și motivul pentru care s-au retras din concurs curs 11 sportivi. Tocăi Ferenc s-a aflat în formă foarte bună, reușind să obțină medalia de argint în proba de bodybuilding clasic la categoria 175 cm înălțime, printre sportivii pe care i-a învins, fiind și campionul național al categoriei. A fost foarte ok, sunt mulțumit de rezultatul ce am obținut. A fost concurenți foarte valoroși. În categorie cu mine a fost și vicecampion național. Și cu greu l-am învins și pe el și așa am ajuns pe locul 2. Trebuie să mă pregătesc și fizic și o dietă foarte lungă ca să obțin rezultatul ce trebuie să ajung în acest... La acest rezultat? Da. Chiar dacă a concurat în ultima perioadă la Master, la categoria plus 50 de ani, Ioan Laszlo a decis să concureze sâmbătă la seniori, cu toate că adversarii săi erau mult mai tineri. Șimleoanul s-a clasat pe locul 3 la finalul probei de bodybuilding la categoria plus 175 de centimetri, obținând medalia de bronz. Locul 1 a fost adjudecat de un sportiv de 36 de ani, iar ocupantul poziției secunde a împlinit 20 de ani chiar în ziua concursului. Cupa României a fost un concurs foarte frumos, totodată și greu, datorită faptului că au fost sportivi față de anul trecut, mai puțin, dar foarte bine pregătiți. Deci pregătirea fizică, s-a văzut munca sportivilor de luni de zile, pregătire asiduă pentru acest concurs. Noi ne-am pregătit cât am putut de bine. Eu sunt foarte mulțumit de rezultatul obținut de Ferry la categoria de 1.75 bodybuilding clasic unde a concurat el. În privința mea, eu am încercat să mențin forma bună care am avut-o în luna iunie la campionatul național de masters de la Oradea, unde am avut, eu zic, o prestație bună, chiar foarte bună, deci pot să spun că în ultimii ani n-am fost atât de bine pregătit, dar... Acum, spre dezamăgirea mea, în ultima perioadă am avut ceva probleme de sănătate și nu am putut să mă pregătesc exact cum ar fi trebuit să mă pregătesc pentru Cupa României și de-aia am și căzut puțin am scăzut în kilograme, în jur de 2 kilograme față de campionatul național de master, lucru care pe scenă se vede. Pentru Tocăi Ferenc a fost a doua competiție în decurs de doar 2 săptămâni, acest obținând locul 6 la finalul lunii septembrie, la campionatul național de culturism și fitness de la Cluj-Napoca. Având în vedere că în urmă cu 2 săptămâni a avut loc campionatul național la Cluj, campionatul național de seniori, pentru el a fost foarte greu să mențină în formă la 2 săptămâni cu dieta, cu antrenamente, să fie în formă de vârf și pentru Cupa României. Chiar dacă pentru necunoscători, culturismul înseamnă un sport în care practicanții folosesc substanțe interzise, instructorul Ioan Laszlo îndeamnă toți sportivii care practică acest sport, în special pe cei legitimați la clubul său, să nu folosească astfel de substanțe pentru a avea o viață sănătoasă.